Lupul își schimbă părul, dar năravul ba. Selecționerul echipei naționale nu se dezminte. Considerat de mulți ca fiind un jucător indispensabil care nu ar trebui să lipsească de la echipa națională, Sân Mărtean nu se află nici de această dată pe lista lui Piții. Ultima selecție a avut loc la meciul cu Belarus de pe Național Arena când tricolorii au terminat la egalitate 2-2. Considerat a fi unul din fotbaliștii cu cea mai fină gleznă din fotbalul românesc, Sân Mărtean l-a impresionat inclusiv pe președintele Ligii Mitică Dragomir, care a afirmat în nenumărate rânduri că un asemenea jucător nu are cum să lipsească din angrenajul echipei naționale. Singurul jucător de la Vaslui convocat la națională este Paul Pap. Acesta s-a alăturat tricolorilor în cantonamentul de la Mogoșoaia la sfârșitul săptămânii trecute. Tânărul fundaș al galben-verzilor are până în prezent patru convocări la naționala mare. România va da piept cu Elveția miercuri 30 mai cu începere de la orele 21 și 15 minute. Meciul se va disputa pe stadionul Swissport Arena din Luzern.